Salutare tuturor, bună seara și bine v-am găsit la Spooky Season. Acum este un episod de Halloween, bine, pentru că suntem în perioada asta și sunt lucruri destul de mișto pe jocul ăsta acum. Și sincer, nu m-am mai jucat foarte mult, am pierdut 150 de puncte, am scăzut în Titan 1, sezonul se termină 15 zile. O să intru înapoi, dar până atunci hai să vedem aici la shop ce este. Pentru 2,50 € cumpăr 500, 12 € 2600 sau 6024 de euro. Sincer, nu prea știu despre astea. Nu știu dacă merită, nu prea știu nimic, ne ducem aici, ne ducem la Madness și am avut doar puține să le luăm, nu știu ce sunt, nu știu nimic, 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 Barker Locked. O să fie invizibil și o să fie de range și atâta. Deci asta ar fi ca archerii normali, gen super archer, dar e pe gratis pentru că doar dai cu claim. Și aici nu știu, este un Hog Rider skin și tot așa, sunt o grămadă de chestii, poți face și trade. Nu am idee ce trebuie să faci la misiunile astea, la boosters poți să faci și toate chestiile astea, nu știu, să colectezi aur elixir, deci trebuie să ataci, asta e, trebuie să ataci foarte, foarte mult. O să dau boost aici pentru a avea toate astea puse, dar trebuie să ataci și acum eu nu prea știu cum e, că dacă e să ataci, eu n-am atacat foarte multe zile și nu știu cât durează asta și mai durează 18 zile. A, deci e timp până de ajuns să faci totul mare. Deci ar trebui chiar să mă concentrez foarte mult și să atac. Nimeni n-are nevoie de donații. Pe baza asta, frate, chiar nu am mișcat. Deci hai să dăm și noi un atac. Poate dăm și noi 5 stele. Să vă bucurați de Halloween, să aveți numai bucurii în inima voastră, să nu vă speriați foarte mult. Așa că pentru cei care se uită în oglindă și se sperie în fiecare zi, Halloween este ceva normal și nu vă trebuie machiaj. Așa că aveți un Halloween mișto, vă duceți, luați bomboane de la copii, îi vedeți pe stradă, vedeți neajutorați și deja furați tot ce e nevoie de la ei. Dacă asta vreți să vă face fericit, aici văd că moare toate astea. Sper să nu moară Battle Machine-ul. A murit Battle Machine-ul, o să dau două stele dacă ar fi, stai un pic să folosim și naibicile. Vreți să auzi pe partea stângă și asta n-a fost bine. O să dau claim, două stele, n-are nimic, e bine și atât, o să mai dau încă o dată să iau bonusul ăla. Deci la 5 stele am luat două, deja 3 stele, trebuie să dau 3 stele la asta. O să dau aici, o să dau aici, o să dau restul aici. Și tot o să pun în miljo. Sper să se urcă pe ca exact, perfect. Bine, asta a vrut să se urcă în stânga, asta e problema lui, activăm și noi abilitatea la gigant. Și după lăsăm ăsta să se ducă cum vor. O să așteptăm puțin, o să folosim P.K. numărul 3 aici ca să distrugă aproape Double Cannon-ul ăla cât mai rapid, în caz că P.K. o să moară pe aici, știi? Eu o să folosesc abilitatea unde trebuie. Dacă dau 3 stele aici ar fi perfect și am șanse destul de mari. Depinde dacă se duc înspre Double Cannon-ul ăsta sau nu, știi? Imediat activăm și noi abilitatea la minunatul Battle Machine. Și ăsta se duce în stânga lor să se ducă în mijloc, dar e ok. Numărul 6, sper să se ducă să distrugă ăsta cât mai rapid și uite că s-a dus. Și restul dacă se distruge crusher-ul ăla e perfect. Sper că Archer Taugus să nu dea niciun language. Trebuie doar să dau 3 stele aici, după baza următoare nu prea contează. Deci chiar dacă nu rămâne nimic, e irrelevant. Activăm și noi abilitatea la Battle Machine. Boom damage, boom damage. Și cred că mai are încă o dată o abilitate sau aia este doar la level 3. Da, e la level 3, atacă doar de 2 cu puterea specială. Dar voi în battle imediat, nu prea contează. Puteam să mai dau o stea, dar sincer acum vreau doar să termin cât mai rapid aici. Restul, hai să dau și noi claim. Bine, nu cred că am ăsta, dar nu am aici. Și aici nu cred că pot să pun nimic, nu costă mult prea mult. Așa că o să ne ducem aici, ăsta e cu ce atacăm. Dăm attack, dăm a find the match și acum pot să dau next la beze dacă nu-mi plac. Nu trebuie să mai stau după ele. Un milion loot, un milion, wow, asta e foarte mult loot, deci trebuie să atac pe partea dreaptă, să iau madness, deci electro, rage, o să pun și aici câteva, vedeți, a dat air-seeking mine, ăla foarte puternic, care e de extrem de mult, și ăla chiar îmi distrugea foarte rapid electro și mai deodată pe effect, și după nu știu, pun aici, pun ca un electro, pun și un rage, și restul o să pun aici, bine, să mă pun unul în stânga, pentru a da clean up acolo. Kin, Gupinu, Eldenu și ăsta. Stai să mă uit acum să văd. Trebuie să pun King-ul la făcut, nu-i așa? Chiar trebuie. Nu am de ales, sincer. Și o să pun și balonul. Restul o să pun aici, pun Freeze. O să dau un Rage aici. O să activez abilitatea la Royal Champion. O să dau un Invisible Spell aici. Imediat o să dau și abilitatea la Warden. Și te rog, frate, distruge. Perfect, așa, a distrus ăla. Town Hall-ul.
O să dau aici un freeze. O să activez abilitatea la King. Văd că King este blocat unde nu trebuie, dar lasă-l acolo să facă problemele lui. Queen o să-l activez imediat. Mai am și baloane în viață, deci să ajung aici cu baloane este foarte rar. Distrug Wizard-ul? Da, l-am distrus. Și o să distrug și restul pe aici. Queen-ul acum, dacă mă duc, poate chiar dau 3 stele, nu știu acum, am luat o grămadă de loot. Văd că cu Queen-ul, upgradat la 58, King-ul la 68, văd că din ce în ce merge să atac mai bine. Bine, acum contează și chestia asta că nu prea am eroi upgradați și asta zic aproape cred că în fiecare episod. Dacă aveam eroi upgradați la level 90, frate, ce bine reușeam. King-ul ăsta dădea one shot la majoritatea structurilor. Bine, nu chiar, dar avea tank foarte mult. Era foarte tanky. Și da, am dat 3 stele. Nu mă așteptam, văd că s-a dus bine. Acum să văd că Electrodragonul ăsta dacă nu moare și a murit, da. Să văd de Nightwitch, poate dau 3 stele, poate nu. Mi-a ieșit un Wizard în viață. Mai sunt două Nightwitch-uri. Da, nu, e la level prea mare și o să mor. Dar aproape, aproape, știi? Dacă vreau un pic erou mai upgradat sau ceva de genul, poate merge. Aici iau și ăsta 20, am o grămadă de făcut și astea, deci curând o să facem un episod în care iau toate astea. Abia aștept să le iau pentru că, sincer, am rămas fără cărți, frate. Nu am nicio singură carte, dar am ciocane. Deci, asta pentru următorul sezon în mai, o să am toate astea. Hog Wizard, ce face? Și nu știu ce fac, dacă dau colect, da? Dau colect la toate astea, asta nu pot. Dau collect, unde fac asta? Hog Rider Unlocked. Deci asta e Hog Rider. Și mai sunt și Witch Golem. Bine, o să atacăm și noi cu astea la un moment dat. Nu știu dacă pot să fac asta fix acum. Dar o să atacăm asta. O să fac episoade individual speciale pentru trupele astea. Deci chiar o să fac după ce mai atac o dată. Sau da, o să fac episod special cu trupele astea care arată mișto. Ghost Skin, asta e un skin. E un queen, e un skin. Ok, e un skin. Costi, asta nu știu ce fac. Astea sunt doar decorațiuni, friendly cow, nu știu dacă este decorațiuni, că n-ar fi atât de mișto. Dar cărți și asta pentru 900, aoleu, ce frumos arată aici, chiar trebuia să joc mult mai mult și acum chiar o să mă joc. Să vedem dacă vrea cineva donații și uite că vrea. O să fac episoade mult mai rapid, o, după ce o să mai atac încă o dată. Dăm find the match, o să fac episoade cu Hog Rider și cu Witch, adică cu barbari, o să fac cu fiecare în parte. Fiecare trupă o să fac un episod doar pentru ea. Oricum ar fi. Dăm să aici un oponent. Mai vrea cineva să-i donez, stai un pic, dau return că nu mi-a găsit pe nimeni. Dau aici, dau două. Dau find the match. Search for opponents. Nu găsește pentru că e problemă de la net. Nu îmi găsește pentru că nu poate în momentul de față și asta e foarte interesant, știi? Încerc să găsesc un match și nu mă lasă. Și acum ce pot să fac? Să aștept așa pentru 4 ore? Hai să vedem cât de mult durează. Aștept o perfect. Perfect. Și nu aș vrea să dau skip, pentru că dacă dau skip, sincer, o să dau skip. Sper să găsească foarte rapid. Dar nu, e de la joc. Chestia asta e de la joc. Deci, da, dacă găsesc o bază, cu siguranță nu mai dau skip acum. Search for opponent. 1, 2, perfect. Lăsăm baza asta, 2400 cu 2700. Dăm un Electro, dăm un Rage, ca să fie acolo totul bine. Și am luat 2400 deja. Trebuie să atacăm pe sus, deci o să punem 3 baloane, un Electro, punem un Rage. Și după o să atacăm pe partea din dreapta. Ca să fie totul bine, știi? King-ul, Queen-ul, Warden-ul, Royal Champion-ul. Tot o să fie pus într-o parte ca să iau ăsta 2400. Deci îți dau extrem de multe atacuri. Trebuie să mă țin de atac în fiecare. Deci 10 atacuri pe zi. Deci e bine că am scăpat în Titan. Acum, sincer, aș vrea să scap din Titan deloc, adică să rămân în Titan. Dar dacă dau 10-15 atacuri, deja nu mai sunt în Titan, știi? Warden-ul abilitate aici, un Rage aici, dacă ar fi. Folosim și noi ăsta. Dăm și noi Warden-ul abilitate acum. Dăm și noi la King. Punem aici un freeze. Am dat 50%. Mai dăm aici un freeze. Aici nu prea contează ce dau pentru că de la Poison mi-a distrus aproape tot. Queen-ul, 60%. Uite că dau cât de cât atacurile bune. Baza asta nu e o bază extrem de proastă, știi? E o bază destul de bună și dacă am reușit să dau 70%
Cât de culege, și mai am doi Electro, mai am și Queen-ul și King-ul. Bă, chiar bine. Și de asta e de la Warden, pentru că am pus în sfârșit Frosty-ul, știi? Vedeți? L-am aici Frosty-ul pe Warden, în loc să am inutil aia de Electro-ul. Aia nici măcar nu dă damage unde ajuns. Dau ok, dau return home, dau aici, dau request pentru că nu mai atac astăzi, 600 de evenimente, dau aici, pun doar ăștia, vreau să folosesc doar trupa asta și restul sau pot să folosesc jumii și jumătate, știi? Pentru că le-am luat împreună și vreau să le fac jumii jumătate, pentru că ar fi mult mai bine. 3, stai să mă uit dacă merge bine. 4, așa. Perfect, 29 cu 39. Și după spun două rage-uri, o spun un freeze, bine, trei freeze-uri, poate invisispell. Și nu mai știu ce aș putea să folosesc, adică heal? Hai să folosesc un heal, stai. Un heal, două invisispell-uri. Sincer, invisispell-urile nu mă ajută atât de mult cum aș vrea eu. Fac asta sau să fac un de ăsta, să pun un clone spell. Sincer, n-ar fi atât de rău dacă aș pune un clone spell. Na, rămân la două healuri. Hai, două rage-uri cu două healuri. Și dacă sunt Hodge Rider care sar peste, aș putea să pun... N-am ce, frate, chiar nu știu. Aș putea să pun tot ăsta, dar nu ajută. Aș putea să pun tot ăsta, dacă ar fi... De ce nu log la un săru? Dau train și după pot să atac încă o dată în 41 de minute și pun din nou și o să fac episod din nou. Dar o să vină mâine episodul acela. Deci ne vedem și mâine. Dar încă nu e episodul ăsta, nu-i terminat, știi? Aici avem Builder Hut, Wizard, Cannon, Cannon, Wizard și trebuie, frate, știu că nu pot, dar trebuie să pun crinul la făcut, 5 zile, e ceva ce trebuie să fac. Ne atacăm și noi aici, astea două atacuri, dăm next raid. Am atacat eu puțin în caz că azi se termină astea și în 17 ore se termină. Hei, cineva mi-a atacat la Dragoncliff. Bine, o să dau la Goblin Mine, s-o atac aici, nu știu ce, cred că e ăla nou care are minuri, da, e ăla nou care are Goblin, noul Goblin. Goblin defense. O să atac pe sus, o să atac pe jos, o să atac pe partea asta, știi? Nu contează cum mă duc, să mă duc doar aici, știi? Două atacuri simple, frumoase, elegante, cât de cât. Uite că se duce exact unde trebuie. Și distruge peretele. Bine, asta o să distrugă ce e aici în compartimentul ăsta extrem de rapid. Bum, 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 bum. Așa, o să dau un rage, o să dau un heal. O să sper să distrug asta cât mai rapid, perfect. Și de-aia am dat rage-ul și heal-ul acolo, că o să stea o grămadă de trupele aici. După o să se ducă în dreapta și în stânga. În dreapta o să fie ușor dacă se duce un cannon, pentru că ar distruge rapid alea. Și văd că doar unul s-a dus, nimic altceva. Asta o să moară și nu o să mai facă nimic. Tankul lui este aici, o să dau două stele. După o să se ducă pe aici, poate da. Uite, văd că giganții se duc unde trebuie. Aici sunt doar două structuri, o să distrugă asta. Și după 60% unde este restul, frate, nu văd eu? 60% astea mici, astea care sunt plini de verdeață pe ei, astea structuri sau unde este partea cealaltă? Dacă distrug asta, e 4%, deci asta l-am dat doar dintr-un atac. De la 0 la 100%? Bine, cred că e unul din alea foarte, foarte ușoare de făcut. Mai e și ăsta cu... ce frumos arată. Deci că e Paunch de Halloween și îl bei, știi? Arată super delicios. Da, este distrus, da, și mai sunt una, două, trei. Trei, care e 4% fiecare. O să dureze puțin până când o să ajungă să le distrugă, că ăștia se mișcă extrem de încet, dar e ok. Bum, bum, range. 4%, 4 brațe, Ben 10 este aici. Și ăștia care arată mișto decorațiunile astea. Dacă dau eu acum end, nu glumesc, nu dau end pentru că ar fi chiar troll mare. 3000 de puncte avem și vreau să fac din nou 4000 pentru că am consumat o grămadă. Cred că la 3000 de puncte o să se ducă pe aceste 18 zile la event, că trebuie să-mi donez singur să atac o grămadă. Și, sincer, Dragoncliff, vreau să termin Dragoncliff-ul. Îmi place mie aici, 4%, cineva trebuie să dea și trebuie să fie... Wow, înțeleg de ce e așa. Da, vezi, cu niște electro, pun rage, imediat distrug aceia Dragon.
O să dau un heal 99% și am terminat tot Dragon Cliff 100% de la 0. Imediat am luat 3 stele, wow, ce ușor. Dau înapoi pe map. Bine, asta a fost o prosteală, pentru că n-am luat atât de multe medalii pentru ăla, dar am zis cineva să termine, știi? Și am să termin eu dacă nimeni nu vrea. Deci asta este un schem mare cu acești goblini să dai atâta, deci remove 10 gemuri cel puțin, mă duc aici, mă duc aici. Am pus eu la upgrade cu gemuri, am dat 300 de gemuri, dar sincer nu merită. Deci dacă pun ăsta, 431 de gemuri, pe bune, e un scam, vrea lumea să cheltuie din gemuri sau să cumpere din gemuri. Și uite, wow, ăsta arată 11, nu, unde e ăla de Halloween? Și îmi trebuia un de ăsta, nu? Hai că dau 10 gemuri, ce pot să fac acum? Unde este ăla de Halloween? Sau încă n-au apărut? Pentru că n-am spațiu, știi? Frate, nu-mi place să fac. Am dat 244 de gemuri. Credeam că o să dau 10 gemuri, am dat 244 de gemuri pentru Builder Liber, pentru Builder Hut, da, ia. 244 de gemuri, când credeam că o să dau doar un gem, pentru că aveam pe ăsta de 10 gemuri. Ah, trebuie să fiu... Și acum ia să cumpăr, mă o să-mi fac ecranul urât, da, perfect, că am dat din greală, din nou. Deci chiar asta nu-mi place, frate, nici măcar n-am dat... Uite, vezi, dau pe gemuri și îmi dă pe plus. Nu asta vreau să fac, frate. Bine, asta chiar... 200 de gemuri, 244 de gemuri. Collect 2400, aveți că pot să o colectez de pe perfect, pot să o colectez. Mai dau aici, acesta când se duce? Până la cât? Sau e infinit? Keep more așa, during the evil, așa, decorațiune, așa, complete rewards. Book of everything la 35.000. Wow, chiar dă 10% procent, 50.000 dark elixir, 10%. Dar aici la 3 duc. Trebuie să atac, asta înțeleg, că trebuie să atac foarte mult și n-am atacat pentru că n-am avut când. Și hai să mai dau niște pereți. Câți pereți mai avem totuși? Unde este pereți? 25 de pereți, wow. Nu vreau să dau ăsta. De ce nu pot da un gem pentru asta? Wow, nu-mi place chestia asta. Au făcut extrem de prostie mare aici. Nu merge cum funcționează, frate. Deci, prima dată am al șaptelea builder. Vreau să dau un gem ca să folosesc al șaptelea builder din nou pentru 10 gemuri. Nu, îmi dă cu 224. Și acum că vreau să folosesc un gem pentru builderul meu normal, nu mă lasă pentru că trebuie să dau 10 gemuri pentru celălalt builder. De ce? E aiurea rău al șaptelea builder, frate. E un scam, nu merită folosit, nu faceți chestia asta, e o prostie extrem de mare. Ce pot să pun? Un Archer Tower, frate. Un Archer Tower. Dă aici, că deja m-am enervat, frate, aici. Restul aici putem colecta absolut nimic, că vreau să le păstrez. Așa că sper că v-a plăcut episodul. Altceva nu mai avem de mic de făcut. Claim, claim. Nu pot să colectez asta acum, deci ne vedem data viitoare.